Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin, și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în acea zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Um, exact, știu că vă plictisesc, însă tot ceea ce se întâmplă pe acest canal, videoclipurile, comentariile, um, like-urile, distribuirile și așa mai departe, este și va rămâne absolut total, total gratuit. Ceea ce fac eu aici este pura mea pasiune și pura mea plăcere. Da? Nu am de gând să fac banii din treaba asta. Dar, dar, lăsând aceste mici detalii deoparte, întâi și întâi de toate vreau să încep acest videoclip prin a spune doamnei Eni un sincer și un călduros la mulți ani. Astăzi, când eu filmez acest videoclip, suntem marți 16 aprilie și este ziua de naștere a Doamnei Sufletului meu, Doamna mea cu ochii precum cerul. Um, da, am ceva emoții pentru că este o doamnă ce mi-a fost aproape de când aveam 200 de abonați. Este o doamnă ce. <coughs> Scuze, este o doamnă ce este mereu acolo alături de mine pe Instagram, în mesaje private. Este o doamnă ce mă susține și ce mă iubește sincer și sentimentul este reciproc. Deci, din nou, doamna Eni, un sincer și un călduros la mulți ani, să fiți sănătoasă, să fiți mereu zâmbitoare și mereu frumoasă, așa cum vă cunosc eu. Vă pup din suflet, pe suflet. Și, my scent of the Day, nu vi-l prezint deoarece, coincidență, este fix parfumul despre care noi vom vorbi astăzi, adică eu. Vine de pe site-ul celor de la Dubai Collection, da, Dubai Collection, da, Roș 25 pentru 5% discount și, da, Dubai Collection, um, site-ul ce dă ora exactă. În tot ceea ce înseamnă parfumerie middle eastern, din umila mea părere, da? În calitate de consumatoare, nu de colaboratoare a acestui site. Vine de la Fragrance World, este un parfum. Am filmat unboxing-ul, îl aveți aici. Și parfumul s-a așezat, da? Ajungem din nou la același subiect. Lăsați parfumurile să se așeze, nu le etichetați, nu le catalogați de la primul nas. Și pentru mine este unul din preferatele Fragrance World, cacao, fără nicio altă introducere, da? Aceasta este cutia în care vine acest parfum. Ceva minimalist, ceva fin elegant, da? Se deschide, așa, și aici avem sticla parfumului. Și da, este genul acela de sticlă masivă, bine lucrată. Da, cam atât am băut din el. Lichidul este ceva închis la culoare, un maroniu, aș spune eu. Da? Avem și capac magnetic. Și mie, da, îmi place să mă joc așa. E? Ziceți că nu v-a plăcut. V-a plăcut, știu. Este o sticlă ce te poate duce cu gândul la o primă vedere către sticlele Zara, însă mirosul nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă Zara. Și exact cum v-am spus mai înainte, este și parfumul zilei mele de astăzi, my scent of the day. Uh, nu uitați să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Eu, pentru faptul că fix astăzi este ziua de naștere a doamnei Eni, voi face tot posibilul ca acest videoclip să fie listat pe YouTube tot astăzi, da? marți 16 era să zic februarie, nu știu de ce, aprilie. Bun, astăzi vom vorbi despre cacao. O să vă las pe undeva pe aici notele acestui parfum și eu voi trece direct la mirosit și povestit. Bun, înainte și înainte de toate. Acest parfum este total total unisex. Acum, după ce s-a așezat, da? Um, Vă fac și o mică comparație, da? Cum era la primul puf, la primele purtări, și cum este momentul de față după ce s-a macerat. La primele pulverizări, la primele purtări până să se așeze, um, este genul de parfum ce poate fi ușor ascuțit pentru anumite persoane, datorită deschiderii de. În momentul de față, stați să mă adun. În momentul de față, deschiderea este ca și cum vorbeam astăzi de dimineață cu niște prieteni, de asta râd și fix descrierea asta le-am făcut-o. Este ca și cum decojești o mandarină, da? nu mergi să te speli pe mâini, nu te ștergi, nu nimic, da? așa cu degetele impregnate de aroma acelei mandarine deschizi cea mai mare cutie de cacao pudră și îți bagi nasul la colonia, da? Și cam asta te izbește la primul puf, da? La prima pulverizare. Combinația aceea de mandarină proaspăt decojită, aș spune eu, cu cacao din belșug, da? Din belșug. Toată treaba asta, Durează, să zic, 10-15 secunde, deoarece, după această deschidere, pur și simplu își face apariția în scenă ceva cardamom. La primele pulverizări, până să se așeze, acel cardamom ar fi putut fi mult prea începător pentru anumite persoane, da? Știți că eu ador nota de cardamom, nu am nicio problemă cu cardamomul în parfumerie și pe mine nu m-a deranjat. Însă, în momentul de față, da? Vorbim acum de recenzia finală și ca de obicei 10 plus o mențiune specială variante de layering, da? 11 variante de layering. Și acum realizez că nu am adus una din ele, dar las pe pauză și ne vom descurca în acel moment. Cacao Uh, în momentul de față, cardamomul acela, da, ce apare imediat după deschiderea de mandarină proaspă decojită și o bogăție, da, o mare cutie de cacao, o pudră, este oarecum mai domolit, da? Nu mai este absolut nimic înțepător. Bine, treaba asta, acum nu vă gândiți că macerarea acestui parfum a durat două luni, trei luni sau așa mai departe. Nu! Treaba asta s-a întâmplat mult, mult, mai repede. Dacă mi-aduc eu aminte bine, acestui parfum i-a luat două săptămâni, dacă nu mă înșel eu. Hai să spunem maxim două jumătate, trei, dar nu mai mult de trei săptămâni, da? Să ajungă la faza la care este acum. Vă spuneam că este genul de aromă total, total unisex. Credeți-mă, l-a purtat și soțul meu. Treaba asta, purtată de un bărbat, este bombă cu ceas. Jur! Jur! Deci nu m-aș fi gândit niciodată ca pe un bărbat treaba asta, izul acesta de cacao, să dea atât de bine și de sexy. Deci jur, jur, pur și simplu miroase înnebunitor. Ca să nu mai spun faptul că pe pielea soțului meu, acest parfum, țineți-vă bine, după ce s-a macerat, se simte și după duș. Da. Se simte și după duș, și el nu prea e în categoria UEFA Champions League, cum zic eu, oversprayer. Nu. Da? El chiar își administrează în cantități decente parfum. Pe mine, acest parfum duce undeva la 9 ore, fără exagerare. Um, am și eu momente atunci când fac overspring, da? Am momente în care îl percep și după duș, însă din nou, nu vă gândiți că proiectează după duș. Nu, însă de la genul acesta de distanță, da? Îl poți simți. Îl poți simți. Începusem să vă spun compoziția și am ajuns la performanțe. Exact cum v-am spus, se deschide prin acea senzație de degete impregnate din, din coaja unei mandarine proaspăt decojite, traba aceea cu cutia imensă de cacao pudră își face apariția și acel cardamom, însă din nou este ceva în limitele legale, însă dacă nu iubiți nota de cardamom, s-ar putea să spuneți din start nu acestui parfum. Pentru mine, fix treaba asta, cardamomul, fix atingerea aceasta condimentată, îl duce oarecum în zona unui altfel de gurmand. Deoarece pentru mine cacao de la Fragrance World cam asta este, da? Un altfel de gurmand. Nu este gurmandul acela clasic de tipul cofetărie, patiserie, prăjitură și așa mai departe. Nu mergeți în zona Nebras Gold de la Latafa, nu sub nicio formă. Este mai degrabă genul acela de uh, gurmand fin amărui, da? Pentru că, exact cum ne spune și numele, tot ceea ce se întâmplă în acest parfum este cu și despre cacao. De la bun început până la final. Treptat, această cacao, acestei... Uh, atingere acestei arome de cacao, i se adaugă ceva ca și cum ai rade foarte, foarte puțină ciocolată neagră, da? deci nimic de genul ciocolata uh, cu lapte da? sau ciocolata cu ceva dulcioșenie în ea. Nu! Este ca și cum raz foarte puțină ciocolată neagră, ciocolata măruie peste. Eu nu pot spune că acest parfum pe pielea mea se dezvoltă în nu știu ce tip de ciocolată. Nu categoric nu, de la început până la final este gurmand, exact cum v-am spus, dar are subtonul acela fin de tot amărui. Dar, toată treaba asta, da, cardamom, cacao, mandarină, este perfect echilibrată, aș putea spune de o iasomie extrem de fină. Da? Nu vă gândiți la iasomie aceea extraterestră din Alien sau uh, Sacrifice for Her de la Jmal, nu, categoric nu. Este cea mai cumințică iasomie din curtea școlii. Da? Este acea iasomie cumințică. Um, mai avem aici, după treaba aceasta cu iasomia, um, acea vanilie cu apucături lemnos moscate. Da? Nu este nici acea vanilie de bourbon, nu este nici acea vanilie de tipul esență de vanilie pentru prăjituri. Nu, nu. Nu este nici vanilia aceea oarecum prăjită, arsă, da? Este pur și simplu o vanilie cu ceva lemnos moscat în ea. Pentru mine acest parfum este unul ce l-aș încadra eu în categoria Easy Rich. Nu consider că necesită o ocazie specială pentru a fi purtat, nu necesită un anume dress code și nu știu de ce, chiar dacă atunci când mi l-am comandat era mai rece, undeva în iarnă, primăvară, nici nu mai știu. Oricum, când editez, o să vă scriu pe undeva pe aici. Dar, oricum, veți vedea și uh, videoclipul în care am făcut unboxing. Um, mi-a plăcut și atunci, aș minți să spun că nu mi-a plăcut, însă am impresia, nu știu de ce, uh, am impresia că abia acum, la temperaturile de afară, acest parfum, nu știu, strălucește altfel. Este foarte, foarte fain. În momentul de față, pentru vremea de acum de afară. Îmi cer scuze o secundă, dar pur și simplu mi s-a uscat gâtul. Bun. Acum mai merge. Am impresia că, cel puțin pentru mine, da? Deci, pentru mine, categoric, nu va fi mult prea mult nici măcar în nopțile de, în serile de vară, da? Categoric nu. Și, dacă v-am vorbit, dacă v-am spus, dacă v-am expus uh, experiența mea cu acest parfum, hai să vorbim și despre variantele de layering. Și, pentru că am uitat un anume parfum, o secundă, și am revenit, pentru că, de ce nu, unde nu e capul, vai de picioare. Bun, haideți să vorbim despre variantele de layering. Și o să încerc să le iau în uh, ordinea crescătoare a intensității, dacă are sens, da? de la cele mai uh, purtabile până la bombițe. Și cea mai purtabilă variantă de layering, una de sezon estival, dacă are sens, vine cu un parfum al casei Periscorner un parfum ce Annie, să rămână doamna Eni, că m-ați întărâtat să-l cumpăr pentru că da, îl ador. Și vorbim aici despre Taskin Marina de la Paris Corner, bineînțeles, combinat cu cacao. Ce am făcut eu? Am aplicat întâi cacao, iar peste am venit cu Taskin Marina. Ce am obținut, o să vă întrebați. Doamne Dumnezeule, cum ce am obținut? Am obținut o combinație um, mai accentuată pe partea citrică, da. grefruitul din uh, Taskin Marina, un grefruit extrem de fain, da, deci extrem de fain, combinat cu mandarina din cacao, ah. um, face ca aceste două parfumuri combinate să îți dea senzația aceea oarecum de apă în gură, da, m-ați văzut ce reacția, la modul că vei avea un bol mare de tot de fructe, de citrice, de grefruit și mandarină, peste care presari pur și simplu cacao, da? Dispare nota de cardamom complet, iar volul acesta imens de citrice um, cu pudră de cacao, tu îl servești undeva la malul mării. da? Deci pur și simplu filmul ăsta mi dă. Um, știu că multe dintre dumneavoastră m-ați întrebat de Marina, cât de curând uh, voi vorbi și despre minunăția aceasta de parfum care. Credeți-mă că nu trebuie să vă lipsească în vara aceasta, da? Un parfum super din toate punctele de vedere și la fel. Cred că, de fapt, până momentul de față nu, nu prea am găsit niciun parfum care să nu se pupe în layering cu Taskin Marina. Dar, revenind la cele două, combinația aceasta este pur și simplu, nu știu, dacă iubiți cacao, da? Și urmează să plecați într-un concediu. Pur și simplu puteți purta pe zi Taskin Marina ca parfum de sine stătător, iar pe seară să combinați această variantă de layering. Da? Să faceți această variantă de layering. Sau la fel, pe zi, dacă sunteți în zona mea de gusturi, puteți purta cacao, iar seara să-l combinați cu Taskin Marina pentru a avea totuși un parfum nou. Că până la urmă, treaba asta cu layering-ul cam așa este, da? Bine, și în momentul în care ai sute de parfumuri sau zeci de parfumuri, întotdeauna, nu știu, atunci când combini câteva parfumuri sau două, trei sau câte vreți dumneavoastră, e treaba aceea că sunteți siguri că nimeni nu va mirosi identic cum mirosiți dumneavoastră și ca să păstrăm oarecum uh, linia cromatică. Avem această variantă de layering, da? Orange and Neroli tot de la Emir Peris Corner, combinat cu cacao nu mai are rost. Doamne să vă spun um, da, am ceva consumat din acest parfum. Am filmat oare unboxing, da, am filmat, Vilin l inserez pe undeva pe aici, însă, însă aici cât de cât se schimbă oarecum toată treaba în sensul că dacă Taskin Marina ne ofera acea briză a mării, acel val de aer proaspăt, da, în combinația cu Oringent Neroli, cacao este oarecum peste roizi, oarecum se îndulcește, da? Pur și simplu citricele din acest parfum se combină de minune din nou cu mandarina din deschidere iar norișorul moscat, da vata aceea de zahăr, cel puțin e una cam asta, resimt în dry down-ul final al acestui parfum, da? Ca și cum am o Vată de zahăr imensă cu aromă de citrice, din nou se combină foarte, foarte fain cu uh, subtonul acela amărui din cacao. Din nou, categoric, genul de combinație perfect estivală. Uh, din nou, nu m-aș fi, fi să o port și pe aceasta. Uh, în sezonul cald, da? pentru mine, deci pentru mine, strict pentru mine, Treaba asta nu înseamnă nimic mult prea mult sau nimic copleșitor. Însă, are um, factorul acela de complimente la un nivel mai ridicat, această combinație, da? Bun. Să rămânem oarecum în aceeași zonă, adică ceva cu iz citric, da? Avem aici unul din. Preferatele mele din această gamă, acasi hadlaj și, da, florud. Deci, iubesc florud din tot sufletul meu, din tot sufletul meu. Și combinat cu cacao de la Fragrance World, este incredibil de sexy. Deci, este o aromă de zile mari. Din nou, cacao am aplicat pentru ca bază, da? deci prima dată cacao, iar apoi am venit cu florud. De ce fac eu chestia asta? Bine, nu este o regulă, da? Așa cum niciuna din... toamne, Dumnezeule! Așa cum niciuna din aceste variante de layering nu este ceva bătut în cuie. Din contră, dacă aveți cacao, dacă îl iubiți și dacă vă place, la fel cum îmi place mie, să vă jucați cu parfumurile, lăsați-mi și mie ideile dumneavoastră de layering. În secțiunea comentarii. Revenind la această combinație, este, nu știu, este acea femeie super, super sexy, dar totodată nimic, cum să zic eu, nimic vulgar, da? Nu este genul acela de aromă de făcut copii, cum spun eu în alte videoclipuri, nu. Este tipa aceea foarte sexy dar decentă, da? Este la modul, băi, știi ceva, sunt sexy ca și m-am născut eu, nu mă forțez să fiu, să fiu sexy, da? Cam asta înseamnă combinația asta. Aș putea spune, bine, și următoarea. Aceasta cu flor și următoarea despre care vom vorbi sunt variantele mele de layering preferate. Preferate la modul strict pentru vreme caldă, da? Ai floarea aceea de portocal, ai partea aceea feminină din florud, da? Ușor floral, fiind de tot sexy, fiind de tot ceva exotic și combinată cu mandarina de aici, din nou, treaba aceea cu cardamomul. Apropo, dacă aveți aceste două parfumuri și nu prea vă împăcați cu nota de cardamom din cacao, combinațiile pentru că pur și simplu dispare, dispare cardamomul de acolo, da? prin combinația aceasta. Dar cu siguranță e genul acela de aromă sofisticată, elegantă, feminină, clar feminină, nimic unisex la această variantă de layering, care, nu știu, aș purta o seara la un eveniment, bine că la cât de țăcănită sunt eu, m-aș și ziua mea mare în parfumurile astea două dar ce îmi transmite mie e cam asta, ceva mai deosebit, da? o situație oarecum mai specială, dar divine, divine, divine. Și vă spuneam că următoarea variantă de layering împreună cu, aceea, cu Florud de la Hadlash sunt cele două preferate ale mele. Și vorbim aici de Nord Stack. <laughs> Nordsteg Expressions 4. Da? Astea două minunății. Sticluța, știu, mi-a cerut și recenzia acestei game, însă mai este 4 care este pe drum. Mai este care este, ați înțeles voi. Aștept și 4 să ajungă și atunci vom vorbi cu siguranță despre această gamă. Care, apropo, dacă nici măcar nu ați testat-o, nu zice nimeni să cumpărați full size, dar dacă nici măcar nu ați testat-o, să știți că aveți de pierdut. Da, vă zic, vă zic decât. Bun, revenind la varianta de layering, este bombiță treaba aceasta, unul la mână, doi la picior, este unisex, da? Întâi cacao, am dat două pufuri, nu știu de ce, m-a luat valul posibil, și apoi 4. și acum, na, dăm și din el două pufuri. Doamne Dumnezeule! Știți ce înseamnă uh, bucăți de mandarină, bucăți de portocale, ceva gref, ceva fiind de tot răcoritor sau, ca să fiu eu mai precisă, mai exactă, este ca și cum, din nou, revenim la bolul acela de fructe. Uh, mandarină, portocală, gref, toate toate tăiate cubulețe, dar în toată treaba asta punem ceva cuburi de gheață, da, cuburi mici de gheață, imaginați-vă treaba aceasta, bolul acesta plin de citrice, zemoase, delicioase, suculente, um, delicioase, dar și fresh totodată, da, Imaginați-vă și izul acela de fruct lângă care puneți un cup de gheață și peste toată treaba asta imaginați-vă pur și simplu un vârf de cuțit, cum s-ar spune, de cacao pudră. Da? Categoric 10 din 10, 1000 din 10, 1 miliard din 10. Categoric este... Uh, o variantă de layering total, total unisex, performanțe. Acest parfum de sine stătător, în momentul în care l-am pulverizat pentru prima dată, când mi-a ajuns comanda pe pielea mea și în cantitatea aplicată de mine și din nou ajungem la treaba cu suntem diferiți și avem percepții diferite și prindem performanțe diferite, pe mine 4 a stat undeva la 5 ore. După ce s-a așezat în momentul de față, acest parfum se simte și după duș. Și vorbim despre un citric, da? Un parfum citric până la urmă urmei. Dar ele două combinate împreună vă creează acea bulă înmiresmată, e genul acela de aromă care pur și simplu și fără nici cea mai mică exagerare, lumea cu care veți intra în contact, da, persoanele cu care vă veți întâlni și cu care veți schimba două trei cuvinte, vă vor întreba cu ce te-ai dat. Da? La pariu cu dumneavoastră. Deci la pariu, este o aromă și răcoritoare, și fiind de tot sexy și fiind de tot gurmandă, însă, nu știu, are acel ceva, da? Este cum se spune în comunitatea YouTube Chef Kiss, da? Cam asta este Aceasta și varianta de layering cu florud Ambele sunt pe același loc pentru mine Și anume locul întâi Bun uh, Hai să intrăm treptat, treptat, da? Către uh, bombițe Dar până intrăm către bombițe Vorbim despre o variantă de layering pe care ați mai văzut-o la mine, da? Și anume Hair Pistachio și Cacao de la Fragrance World. Din nou, genul acela divin, da? Categoric magnet de complimente. Oricum, cu Hair Pistachio ca să înțelegeți, da? Cât iubesc acest parfum. Deci, I'm so sorry, Mona Catan. <laughs> Dar treaba asta e mult mai bună decât i-am pistacio gelato, al tău, care. Da, nu am o chimie cu el. Sunt eu de vină, pielea mea este defectă, dar se înțelege cu hair pistacio. Trebuie să-l mai miros puțin, măcar. măcar să-l miros. Deci, treaba aceasta, în momentul de față, este pur și simplu pufoșenia lumii, delicioșenia lumii într-o sticluță, da? pentru că l-am de foarte mult timp, mai precis de când a apărut în România, pentru că revenim la faptul că vorba lui Coco, de la Simțuri Ascuțite, salut Coco, hashtag copia nu are valoare, chestie ce se aplică inclusiv pentru site-ul celor de la Dubai Collection, pentru că da, ce să vezi, au apărut site-uri clonă, dar nu mai contează, și inclusiv se aplică și pentru mila mea persoană. Că n am fost și eu prima din România cu el. În fine, revenind la această combinație și la această variantă de layering, dacă nu sunteți pregătite să primiți mii și mii de complimente, dacă nu sunteți pregătite să ieșiți în evidență, nu le combinați. Da? Cum de m-am dus eu cu gândul la varianta aceasta de layering? Simplu. În hair pistachio, bine, eu acum degeaba am miros. În dry-down-ul final, eu resimt o adiere de cacao. Și pentru că dă foarte bine adierea aceea de cacao în dry-down-ul final, cel puțin pe pielea mea, da? Asta este experiența mea în legătură cu acest parfum. Am zis să o amplific cu cacao, da? Și e foarte fain. Din nou, dacă vi se pare Hair Pistachio genul de parfum prea mult pentru vreme caldă, pentru mine categoric nu e, dar poate sunt, da, că suntem diferiți, dacă aplicați și ceva cacao de la Fragrance World, treaba aceea cu delicioșenia și gustoșenia din Hair Pistachio se domolește, da, se domolește. Deoarece venim cu atingerea aceea Uh, fiind de tot amăruie, specifică notei de cacao. Și din nou îmi cer scuze, nu știu ce am azi, se pare că mă lasă microfonul. Bun. Următoarea variantă de layering este una foarte basic, da? de bază, simplă, și anume Mojo, da, un alt hit Dubai Collection și cacao de la Fragrance World. Mojo este acel parfum care deja îl știe toată lumea, îl are toată lumea, apropo, dacă nu-l aveți, este din nou în stoc, oricum în bara de descrieri, de descriere veți avea link către absolut fiecare din toate parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi, deci nu știu ce am. În plus, link către grupul meu de Facebook Frag Family, link către contul meu de Insta și contul meu de TikTok. Revenind la această variantă de layering, Mojo este acel parfum vorbit și răzvorbit în YouTube-ul nostru, încât nu am ce să mai adaug și eu extra. Da? Este liniar, dar îndrăgit, simplu, dar frumos, da? cu fructe roșii, ceva caramel, da? Dulceag. Hai să zic un gurmânduț, da, pe undeva pe acolo. Fructat dulceag căruia, dacă îi adăugăm cacao de la Fragrance World, îi dăm oarecum uh, un pic de zvâc, cum zic eu. Un pic de coloană vertebrală, da? Îl scoatem oarecum din zona aceea ghârlii jucăușă și este ca și cum îi dăm așa un, uh, o atingere mai sexy, da? O atingere mult mai profundă. Cel puțin pentru mine și pentru simțurile mele, cam asta înseamnă aceste două parfumuri împreună rămânând oarecum în zona parfumurilor fructate, dulci, hai să zicem fluffy, cu toate că detest termenul, mai ales în limba engleză, am văzut, am văzut, am aflat o altă variantă de layering. Și spun bine faptul că am aflat, deoarece, o să râdeți de mine, această variantă de layering a descoperit-o vecina mea. Se pup, știu că mă vezi, da? Iar această variantă de layering este cu uh, Hypnotic Passion de la nasim și bineînțeles cacao Ce-a făcut drăguța mea și-a aplicat Hypnotic Passion ca mine pe lungimea părului Asta undeva dimineață după duș uh, Parcă mi-a spus uh, să mă corectez în secțiunea comentarii chiar dacă știu că nu-ți place să fii menționată uh, Dimineața după duș și a aplicat Hipnotic Passion atât pe lungimea părului cât, pe, cât și pe pielea corpului, iar undeva, după 3-4 ore, a trebuit să plece și a întins mâna după cacao de data aceasta. Și chestiile astea, două împreună, miros fantastic! Da? Apropo, și acesta a revenit în stoc. Cred că o să am nevoie. Da, cam așa se vede. Se vede foarte greu, da, decât în lumină. Se vede cât, cât lichid mai ai în sticluță. Dar. Hypnotic Passion de la NASIM, v-am mai vorbit despre el. Îl ador, îl iubesc. Este unul din cele mai abuzate parfumuri din tot ceea ce am, ce vine de la Casa NASIM și trebuie din nou măcar să-l încercați. Dacă sunteți în zona Barbary Hair, dacă sunteți în zona flencărelor, încercați parfumul acesta. Și din nou avantaj voi datorită faptului că, binevara, bine bine îmi pare, îl puteți aplica pe piele atunci când mergeți la strand, la piscină, la mare, dar și pe lungimea părului fără să vi-l afecteze. Bun, cele două împreună, din nou, magnet de complimente, din nou, în zona oarecum gurmandă, dar este gurmandul acela uh, jucăuș, dar nu, nu în zona juvenilă, da? nu este o aromă juvenilă, nu este nimic pueril aici. Din contră, din nou, treaba cu uh, cacao, da? nota în sine, izul în sine de cacao. Pentru că mă derutează numele parfumului, îi dă lui Hypnotic Passion oarecum ceva mister, da? Cred că asta e cel mai bun cuvânt, oarecum îi dă acea doză de mister Dar din nou, foarte, foarte fain și din nou, în umila mea părere, e genul acela de uh, combinație ce o puteți lua atunci când mergeți în concediu la mare, da? din nou. Și mai avem trei uh, din cele 10 variante plus mențiunea specială. Mențiune specială la care o să îmi distrug nasul, da? pentru că este bombă nucleară, jur că este bombă nucleară. Dar până acolo, haideți să o luăm treptat, da? trecem la următorul nivel de intensitate, și vorbim aici despre caramel cascade combinat cu cacao. Da? Da. Știu, nu-mi săriți în cap, mai este puțin și revine și frumusețea aceasta pe stoc. Eu categoric în momentul de față, după ce s-a așezat și după ce l-am purtat un pic și m-am jucat un pic și cu el, vă pot spune cu toată sinceritatea faptul că s-ar putea să mai iau o sticlă. Și când spun s-ar putea, este 90% da. da. Ca să înțelegeți cum funcționez eu. Pentru că atât de mult îmi place și atât de versatil mi se pare. Și nu îmi pasă, spun nu îmi pasă cât de apropiat este de original, deoarece nici nu l-am testat, însă mie îmi place ce este acest parfum. Dar din nou, din ceea ce am înțeles de la voi, te pun, Mihaela, mi-ați spus Mihaela este o membră a comunității Frag Family și mă urmărește și aici și are atât caramel cât și originalul și anume Biancolate și mi-a spus că este fix aceeași poveste, da? Deci eu nu cunosc Biancolate însă îl cunosc pe domnul și îl iubesc, atât vă pot spune, da? Revenind la aceste două parfumuri. <coughs> Scuze, dar pur și simplu, deci nu știu ce, -a. cred că m-au ajuns plestemele unora, dar nu mai contează, aceste două parfumuri combinate împreună, de data aceasta treceți la un nivel ce s-ar putea ca pentru anumite persoane să fie tu maci, cum se spune, da? S-ar putea să fie mega dulce, s-ar putea să fie dulce, leșinător, copleșitor și așa mai departe. Pentru mine nu. Mie îmi place maxim această combinație. Dar recunosc cel puțin în momentul de față nu se știe la vară ce idee îmi vine sau ce nebunie mă apucă. În momentul de față consider că ar putea fi mult prea mult pentru caniculă. Da? Dar din nou, cacao de aici se combină foarte, foarte bine cu caramelul ușor lactonic, da? Vanilia din, ca, din, caramel la fel se combină cu vanilia aceea cu apucături lemnos moscate, de care vă povesteam că o resimt eu un cacao. Concluzie, cele două se pupă foarte bine în layering, dar foarte bine. Următoarea variantă, care era, Doamne, mai intens? Aici mai am două, da? Din uh, topul cât de cât omenesc. Doar că ambele sunt la aceeași intensitate. Hai totul să te au pe tine. Și vorbim de December, Vanilla, Paris Corner și Cacao Fragrance World, da. Deci nu, nu știu dacă acest parfum lipsește dintr-o variantă de layering. Sincer vă spun. Treaba asta, deci merge, am pus și ruși pe sticlă, dar nu mai contează, merge cu absolut orice există pe suprafața pământului. Dar cu orice, da? Cu orice. Din nou, aceasta este o combinație total, total unisex. Deoarece, pentru că și fiindcă în December vanila avem uh, acea vanilie buzi, acea vanilie cu ceva crem brule pe lângă de jur împrejur, acel uh, paciului mai gurmândicuț, da? nu este paciulia acela de tip uh, iz de pământ umed și așa mai departe, dar cele două sunt divine, sunt divine. și de data aceasta este genul de combinație de făcut copii. Da? Deci dacă purtați treaba aceasta, aveți grijă, atât vă spun. Este ceva divin, este ceva unic, este un uh, gurmand fiind de tot buzii, da? dar din nou, nu prea l-aș vedea purtat pe caniculă, însă seara E fix ceea ce trebuie. Indiferent că seara înseamnă cină cu soțul sau soția, pentru că v-am spus că în opinia mea este o aromă total, total unisex. Indiferent că înseamnă cină cu soțul sau soția la restaurant sau noapte nebună în club. Și mulțumiți mai târziu. Ultima, dar nu cea din urmă, este cu un parfum mai nou intrat în viața și în sufletul meu și o să-mi ziceți, hai, lasă-ne că la tine pe ușă intră zilnic parfumuri. Dar, din toată colecția Coffee Collection, tot de la Fragrance World, pentru mine el este locul întâi și vorbim aici de Kawa. Da, deci Cafea neagră, simplă, fără zahăr, fără lapte, fără miere, fără dulceață, fără nimic, cu extra pudră de cardamom presărată pe deasupra. Dar este cardamomul acela uh, proaspăt măcinat. Și de ce fac într-una așa? Că și zilele trecute râdeam că eu nu înțeleg trendul acesta. ați văzut? Pe nebunele alea între ghilimele care da, mai răsuși de acustic la cap, da, deci nu știu de unde a apărut treaba asta, dar în fine. Revenim la parfumurile noastre și treburile acestea două merg excepțional împreună. Ce le leagă pe individele din imaginea alăturată este nota de cardamom. Și v-am spus la începutul videoclipului, când v-am vorbit despre cacao, ca mi-ar fi plăcut ca nota de cardamom să se resimtă pentru mai mult timp și să fie o idee mai in my face, da? Și pentru că mi-ar fi plăcut, iar caua este parfumul, dacă nu mă înșel eu, din întreaga colecție cu cardamom la puterea Level Boss, da? Deci este cardamomul acela de. Liga Campionilor. Da? Este extrem de superb. Dar, din nou, s-ar putea ca acest parfum de sine stătător să fie tumaci pentru anumite persoane pe vreme caldă, dar aminte combinația aceasta bombă nucleară. Însă, pentru mine, nu este nimic prea mult atunci când vine vorba de cardamom. Și da, aceste parfumuri combinate împreună, din nou, mă duc cu gândul fix cum mă duce acest parfum caoa, atunci când îl port de sine stătător undeva pe malurile Bosforului. Deci pentru mine parfumul acesta înseamnă fix cafeaua turcească autentică de la mama ei. Da? Cafeaua turcească, rețeta originală, ca să spun așa, așa miroase da Exact ca acest parfum, iar uh, cacao combinat cu cava este pur și simplu uh, cafeaua turcească, nu pot spune baklava cu cacao, deoarece baklava, bine fie vorba între noi, mie nu-mi place baklava, mi se pare exagerat de dulce, îmi place decât uh, este una fistic, sarmală sau nu mai știu cum se spune, o să vă inserez pe aici o poză, baclavau aceea full de fistic, da, aia îmi place. Însă, este ca și cum servește acea cafea turcească și ai ceva desert alături, da? Dar desert tot din zona Middle Eastern. Și ca să fiu eu mai explicită, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, o să vă inserez din nou poză la măcelăriile specifice turcești, da, casap, sunt um, niște ciocolate uh, homemade, uh, ciocolată de casă cu ceva fructe sau cu ceva condimente, da? Cam așa miroase treaba asta. Este genul acela de aromă Middle Eastern, cu iz Middle Eastern. Dar nu mergeți uh, cu gândul către, eu știu, ud, uh, tămâie sau chestii grele. Nu. Uh, is me the listen pur și simplu fix la uh, imaginea la care mă duce pe mine cu gândul dacă nu mai vin cuvintele. <laughs> da? Dar din nou, o combinație și apropo este total, total unisex, că bineînțeles. Am uitat să spun că de ce nu. Iar pentru ultima combinație, pentru mențiunea specială, de fapt, trebuie să-mi spăl puțin și nasul și să-mi umezesc puțin și gâtul, deoarece, clar, pentru mine se termină ziua la capitolul miros. Pentru că, dacă sunteți acele persoane ce caută acea aromă nucleară, sau acel parfum ce se simte din zări și din depărtări. Și e valabil și pentru domn și doamne, deoarece vorbim aici de o variantă de layering total, total unisex. Dacă nu l-ați comandat încă, ar trebui să o faceți. Vorbim aici despre un extract de parfum și se numește After Effect. Bineînțeles, inspirat de Side Effect, tot Fragrance World, tot Dubai Collection. Și ce să vedeți că este undeva la 165 de lei pe site, fără Roș 25, pentru varianta Extract de Parfum. Da? 80 de mililitri și credeți-mă că este nebunie. Da? Jur, este nebunie. Dar nu mă credeți din nou pe mine, pe cuvânt, ci luați-vă o mostră. Cineva acum o să mă înjure că instig la mostre, dar nu mai contează. Salut, boss! Luați-vă o mostră, pufăiți-o pe mână, da? pulverizați-o pe o mână Păgați mostra frumușel în buzunar și intrați în obsentul, da? Și mergeți frumos la testerul de side effect, luați-l și pulverizați-l pe cealaltă mână. Și nu faceți comparația imediat, că -o să, o să vă dea oarecum cu virgulă, da? Lăsați un pic să se așeze și scrieți-mi în secțiunea comentarii ceea ce simțiți dumneavoastră după 10 minute, da? și mulțumiți mai târziu. Bun, asta este sticluța, este armă albă. Deci dacă ai dușmănie pe cineva, puneți asta în poșetă și mai departe știi ce ai de făcut. Bun, mențiunea specială la capitolul variantă de layering este treaba aceasta. Valabilă atât pentru domn cât și pentru doamne. ADN-ul de side effect de la Inisio, căruia îi adăugăm cacao și nu cacao ca și notă, ci cacao parfumul, da? Și de dragul și de amorul artei, haide să îl pufăim. Ați văzut atomizorul, l-ați văzut? Uf, și dacă nu l-ați văzut eu a doua oară, nu mai pufăi treaba asta pentru că este bombă nucleară. Deci cu parfumul acesta nu ai cum să faci overspraying. Dacă cineva îmi poate mie spune sau îmi poate demonstra prin video, aș vrea, da? Că poate duce un overspraying cu acest parfum, da? Nu știu, eu fac pariu. Dar miroase atât de bine, este... Și știu că v-ați săturat de recenzii care cam asta spun, miroase bine. Acest parfum, V-am spus că este um, pretabil, purtabil atât pentru un domn cât și pentru o doamnă. Este foarte, foarte fin de tot buzii. Nu știu, îmi dă senzația aceea de club sau de loc în care se strâng mai multe persoane. Ceva fum undeva în fundal. Un fin de tot iz de tutun da? Dar chestia e din nou, tutunul, de exemplu, mami nu-l simte, eu îl simt. Da, și îmi cer scuze pentru că mi-a sunat telefonul, că de ce nu? Vă spuneam că eu simt aici izul acela de rom, da? Ceva fiind de tot buzi, nu vă gândiți că mirosiți a bodegă, da? Este un iz fin de tot. Ceva tutun, și vă spuneam că mami de exemplu nu îl resimte soțul meu. Îl resimte are și ceva atingere de șofran, dar eu spun atingere pentru nasul meu și pentru simțurile mele. însă pentru alte persoane s-ar putea să fie prea mult șofran aici. Și mai ai și ceva scorțișoară. Este nebunie, dar categoric cel puțin la performanțele care le are și la felul în care miroase, s-ar putea să fie supărător pentru vreme caldă. Însă, eu v-am făcut așa mențiune specială, da? mențiune onorabilă, pentru variante de layering. Dacă l-ai combinat cu cacao, da? gândește-te la același amalgam de Um, șofran, scorțișoară, rom, doar că, doar că tutunul acela, brusc, se transformă într-o narghilea cu cacao. Da? Deci pur și simplu senzația asta mi-o lasă. Pentru mine, această variantă de layering, uf, și gata, mi-a rupt nasul pe ziua de azi, deci am inspirat prea tare și este extrem de puternică, extrem de puternică. Dacă sunteți din nou, exact cum v-am spus mai înainte, în căutarea unor parfumuri care să bubuie, să duduie, să vă știe toată strada, combinațiile pe astea două, însă eu nu răspund de nimic din ceea ce se poate întâmpla după, da? Dar v-am spus, e genul acela de combinație total-total unisex, deoarece ambele sunt arome unisex, dar foarte faină, nu știu. Aș purta combinația asta, să zic chiar treaba cu clubul, dar eu nu ajung acolo, hai să o zic totuși. Într-un club, la o ocazie specială, dar cum? Undeva să fie. În aer liber, da, dacă porți treaba asta indoor, da, undeva în interior, într -o va, undeva într-o încăpere, s-ar putea, nu știu, să cam ucizi pe cei din jurul tău, da, dar dacă sunteți din nou în zona parfumurilor uh, un pic altfel, da, pentru că acesta este oarecum un pic altfel, combinațiile, Bun, știu, a fost un clip mai ciudățel și acum pentru că am ajuns la încheierea sa, haideți să vă zic și adevăratul motiv. Eu acum când filmez este undeva la 15, ora 15 după amiaza și filmez la această oră deoarece juniorul meu este într-o excursie, da? Și mi-am tot omorât toată dimineața cu diverse activități, numai ca să nu mă gândesc, pentru că, da, sindromul mamei elefant eu sunt, da? Ba, mi-am făcut unghiile, ba, mi-a venit un colet, am mai făcut un pic de curățenie, am, da? Și într-un final zic, hai să filmez, să și filmez, ca să-mi treacă ziua mai repede, pentru că abia undeva la orele șase și jumătate se va întoarce acasă din această excursie. Și da, acesta este motivul pentru care eu sunt, uh, pentru care eu am fost un pic mai haotică decât de obicei. Uh, îmi cer scuze dacă pe cineva a deranjat treaba aceasta, se mai întâmplă, suntem oameni. Am vrut să-mi petrec ziua de astăzi aici cu voi filmând <laughs> și dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet, dacă îl aveți pe acest individ, lăsați-mi și mie um, experiența dumneavoastră în secțiunea comentarii, la fel, dacă îl aveți și dacă vă place exact, nu știu, cum sunt eu, să fac layering, să mă joc, să inventez arome și așa mai departe, lăsați-mi și mie câteva idei de layering în secțiunea comentarii, uh, din nou, dacă... Da, îmi suna din nou telefonul și mi-a fugit ideea că de ce nu? Dacă nu doriți să-mi lăsați toate chestiile acestea, lăsați-mi și mie ce parfum purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și, din nou, dacă nu doriți nici treaba aceasta, lăsați-mi și mie orice emoticon, deoarece ajută ca acest videoclip, implicit aceste bâlbe și această stare ciudățică, să fie recomandată și altor persoane. Da? Vă mulțumesc din suflet! Veți avea link în bara de descriere pentru absolut fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit. Nu uitați roș 25 pentru un discount de 5% pe tot ceea ce înseamnă Dubai Collection Group. Da? Dubai Collection Ro, Dubai Collection EU și nu în ultimul rând arabianscent.net. Net? Da, cred că net. Mereu, mereu, da? O să-mi pun o hârtiuță și pentru că mereu încurc site-ul acesta, nu mă întrebați de ce. Bun, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!